anunț alarmant pentru București, subliniere teni, probleme la pasajul Basarab, ce anunț primăria capitalei. Pasajul Basarab a fost deschis circulației în anul 2011, în momentul în care s-au finalizat parcial lucrările, sublinierei s-au făcut testele de rezistent, dar fără să fie făcut recepția la terminarea lucrurilor, pentru ce la momentul inaugurii o serie de lucruri adiacente care făceau parte din proiect nu erau finalizate, spune primăria capitalei, susținând ce deficiențele aprute se înscriu în categoria de probleme subliniere tenite de actuala administrație, pentru ce cei care au condus ora subliniereul în ultimii ani nu au luat nicio măsură pentru definitivarea etapelor legale ale acestui proiect. Municipalitatea mai afirmă ce, în lipsa recepției, nu poate prelua în administrare pasajul, sublinierei nu poate face investiții. Conform primăriei capitalei, pasajul Basarab a fost deschis circulației în anul 2011. În momentul în care s-au finalizat parcial lucrările, sublinierei s-au făcut toate testele de rezistent, dar fără să fie făcut recepția la terminarea lucrurilor, pentru ce la momentul inaugurii nu erau finalizate o serie de lucruri adiacente care făceau parte din proiect, parcarea de sub pasaj, lifturi, trotuarul rulant, iar deschiderea pasajului fără recepția la terminarea lucrurilor a fost posibil pentru ce, pe vechiul regulament de recepție, prevăzut în H.G.273/1994, beneficiarii lucrurilor puteau prelua, sublinierei pune în funcțiune perci din lucrare. În ce la preluarea mandatului actualei administrații, procesul de recepție la terminarea lucrurilor nu era nici măcar demarat, de sublinierei trecuseră 5 ani de la punerea lui în funcțiune. A sublinierea dar, în anul 2017 s-a constituit Comisia de Recepție la terminarea lucrurilor, format din special subliniere TIPMB, RATB, administrația setărezilor, sublinierei a Inspectoratului de Stat în Construcții, care, în urma verificării lucrurilor executate, sublinierei a documentelor suport, a decis expertizarea întregii lucruri. Expertiza realizată de profesori universitari, ingineri de Universitatea Tehnic de Construcții București, subliniere, este finalizat, fiind depus în data de 2 martie 2018 la Registratura PMB. După analiza acestei expertize, comisia este în măsură să comunice rezultatele, sublinierei măsurile ce se impun, mai spune primăria capitalei. Având în vedere ce nu s-a făcut recepția la terminarea lucrurilor, de mentenanța pasajului s-a ocupat constructorul, iar fără recepție primăria nu poate prelua în administrare pasajul, sublinierei nu poate face investiții. După finalizarea recepției, pasajul va fi dat în administrarea administrației setărezilor, care va remedia în regim de urgență toate deficiențele semnalate. Precizme ce primăria municipiului București, subliniere, nu are nicio datorie fac de asocierea asta al IFCC Construction. Toate situațiile de lucruri certificate de cetre consultante au fost peletite.
Mencion Mece asocierea a acționat în instant municipiul București, subliniere în urmă cu câțiva ani, pentru plata unor lucruri suplimentare, neprevăzute în contract. Dosarul se află în prezent pe rolul instanțelor de judecat. În ceea ce privește sublinierea perioada de garanție a acestui obiectiv de investiții, precis MCE aceasta nu a expirat, având în vedere ce garanția se calculează de la momentul semnării recepției la terminarea lucrurilor, adaug Primăria Capitalei, conform newsro.ro.